că Kaufland ne-au lăsat atâta trotuar pentru pietoni, că dacă ne întâlnim 2-3 să ne călcăm picioare. Nu-i așa, mai importante sunt parcările și mașinile aflate în mișcare. Dar pietonii să fie buni să-și cumpere mașini ca să fie în rând cu lumea. Degrabă în orașul ăsta nu o să mai rămână deloc trotuare. Cândva era zona industrială, dar acum e centru comercial, o grămadă de lume vrea să circule pe aici. Și dacă le trebuie mai puțin de o stație sau o stație două și vor să meargă pe jos, pe unde să o ia? Doar pe partea cealaltă este trotuar. Partea asta nu pot să-l numești trotuar. E bătaie de joc. Dar și partea cealaltă trotuarul e cam ocupat. Dacă nu sunt mașini parcate, sunt iată gospodari și gospodine care își spală covoarele în drum, că tot trotuarul. Și se ceartă. La intersecție cu calea Rahovei apar și stâlpi pe microtrotuarul ăsta. Și oamenii trebuie să meargă pe bordură până la trecerea de pietoni de la semafor ca să poată ajunge la stația de transport public. Nu-i bătaie de joc? Persoanele în scaun rulant sau cu cărucior de copii trebuie să iasă chiar pe carosabil, să-și pună viața în pericol.